Bună seara, bine ați venit! N-am vrut să intru înainte de prima melodie, ca să fiu sigur că nu mai plouă și ca să îi las pe ei să creeze o atmosferă specială care să ne scoată pe toți din acea posomorâre pe care o aduce vremea asta. Le mulțumesc tuturor celor care ieri mi-au ascultat rugămintea, au fost la biserică, au prins lumânări, iată, nu plouă. Ați schimbat chiar și site-ul de mâine. Mâine-i soare, deși erau descărcări electrice. Să sperăm că nu plouă deloc, pentru că este o seară specială. Este seara în care ne luăm la revedere. Este ultima seară a Festivalului Simfonii de Vară, organizat de către Primăria Sectorului 3. Festival care a început în mai și se termină în mod tradițional în ultima duminică din septembrie. Iată, suntem în al șaptelea an, este probabil prima închidere de festival care a fost incertă și poate cea mai friguroasă, dar voi sunteți aici în număr atât de mare. Pentru asta vreau să vă mulțumesc în primul rând vouă, spectatorilor, sunteți minunați. Dragi prieteni, astăzi trebuia să fie ultimul concert a cappella. Este mai mult decât atât, pentru că și cei de la a cappella, ca și ceilalți artiști prezenți în festival, s-au dorit ca ultimul concert să fie special, să fie mai mult decât atât. De aceea au invitat niște artiști minunați. Chiar ați văzut în deschiderea concertului, se află pe scenă Muse Quartet, și un band care îl are lider pe un artist, unicul caz în istoria muzicii mondiale, când fiul își depășește tatăl, Andrei Tudor Band. Și în aplauzele noastre invit acum grupul vocal a cappella. Ei sunt gazdele celorlalți artiști, de aceea ei sunt sacrificați. Stau pe mijloc, dacă plouă, numai ei sunt plouați. Nu plouă! Acum ați văzut și de ce sunt aceste copertine, n-au numai rol estetic, ca să-l protejeze pe Andrei Tudor, o mare valoare a României. Nu arde mie mai mult de vorbit, dar trebuie să mă grăbesc cu tine, ploaia. Nu plouă, știu. Pentru că sunt fericit. Sunt fericit că sunteți în număr atât de mare. Sunt fericit că am ajuns în această ultimă seară a festivalului, care a fost minunat toată vara. Sunt fericit că avem acești artiști prezenți în seara asta. Este o lume minunată alături de voi. A wonderful world. Cu vocea lui George Miron.